Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre lipsurile și abundența din perioada lui Nicolae Ceaușescu. Da, o să vă mirați, a existat și o perioadă în care alimentele se găseau din abundență. Este vorba despre anii 70. Am găsit un articol despre aceste lucruri și se numește așa: majoritatea vin cu minciuni de genul că s-a trăit prost în perioada 1965-1989. Iată adevărul. În anii 70 erau în magazine 10-20 de feluri de salam, de brânză și de carne, portocalele, bananele, merele, perele, cireșele și orice fel de alte fructe românești se găseau din abundență. Mâncam 3-4 mese ori de câte ori veneam de la școală și mâncam și felul 3. Penuria a început după anii 80. În anii 70 se găseau fructe, banane, portocale, carne peste tot. Tot ce scriu alții, cum că nu era așa, e o minciună grosolană. Iată o astfel de minciună. Spune cineva: primele mele amintiri triste din epoca comunistă sunt de la câțiva anișori, când aveam 6-7 ani în anii 70, când așteptam cu stoicism să se coacă pe șifonier puținele banane pe care le puteau găsi părinții mei la alimentară și care mai întotdeauna erau verzi, necoapte. Nici vorbă de așa ceva, spune autorul articolului. În anii 70 puteai cumpăra banane, portocale, grapefruit sau alte fructe, lămâi, câte vroiai. E o minciună că erau verzi. Cele verzi au apărut mult după anii 80, ca mai apoi să dispară de tot. Ne făceam în mod curent acasă suc de lămâie, storcând cu mâna lămâile naturale, punând apă și 2 lingurițe de zahăr. Sucul era minunat și aveam și un pahar înalt și perfect cilindric. Când voiam să fie sucul și mai bun, storceam 2 lămâi. Mai ales după ce fugeam câteva ore prin praf la fotbal, era minunat. Între anii 70-80, cu 4-6 lei, îți luai 100-200 de grame de salam sau parizer și ale de atunci nu erau deloc mizerile de azi cu euri, mațe și zgârciuri tocate. Când eram în clasa a doua, a treia, mergeam în pauza mare la magazin și ne luam corn cu salam cu doar câțiva lei. Îmi lăsa mama mărunții să-mi iau ceva de mâncare. Am fost în tabără cu școala sau cu liceul aproape în fiecare an, începând din clasa a patra. O tabără costa între 300 și 500 de lei, 10-12 zile. Întreținerea la bloc, la un apartament cu 3 camere, era de 50 de lei vara și în jur de 100-120 de lei iarna. Salariul minim era 1800 de lei și apoi s-a făcut 2000 de lei, salariul mediu de 2500 de lei. Venea stomatologul la școală și îi consulta pe copii și îi programa pe copii la cabinetul dentar. La gravide mergea medicul acasă să le vadă și înainte și după ce nășteau. Te lua miliția de pe stradă dacă nu munceai și îți dădea un loc de muncă. Te urmăreau mai apoi să vadă dacă te duci la servici. Nu exista șomaj. Foarte, foarte mulți oameni primeau case de la stat, apartamente, pentru care plăteau chirii modice. Chiria era de aproximativ 50 de lei pe lună. Un bilet de autobuz era în anii 70 50 de bani, în anii 80 a ajuns 1 leu, iar în 1989 ajunsese la 1 leu și 20 de bani. Autorul spune în continuare: sunt anti-bolșevic ca opțiune politică, dar nu cu minciuni se scrie istoria. Da, a fost frig în ultimii ani și magazinele au fost goale. În ele se mai găseau doar macaroane și conserve de pește, dar nu a fost tot timpul așa. Îmi amintesc când în anii 1987-1989, în plină penurie de alimente, îmi cumpăram conserve de pește amintindu-mi de cornul minunat și de salamul gustos ce-l mâncam cândva. Sincer, nu era rău nici peștele, atât cel marinat cât și cel în ulei erau foarte bune, dar nu puteai mânca doar pește. Curtea școlii era permanent deschisă, inclusiv în vacanțe. E o crimă că astăzi curțile școlilor și sălile de sport stau închise cu lacătul pe ele, în timp ce copiii n-au unde să juca. Asta o decid azi oameni care nu s-au jucat niciodată în curtea școlii sau între blocuri când au fost mici. În curtea școlii se juca fotbal de dimineața până seara, mai puțin dacă aveau unii ore de sport și nu făceau sport în sală. Mergeam vara și dădeam cu mingea și racheta de tenis la peretele școlii, undeva în zona unde
nu erau geamuri. Nu mi-a zis niciodată nimeni nimic. La Strand un bilet pentru o zi întreagă, pentru o zi întreagă era pentru un copil 3 lei, apoi către 1989 s-a făcut 5 lei. Cu toate acestea, recunosc că mai și săream gardul împreună cu alți copii. Nu de puține ori se spărgea la școală din greșeală cât un geam de la o minge de tenis sau de fotbal și nu era niciun scandal, se înlocuia geamul și gata. Bicicletele erau peste tot, copiii aveau Pioneer, Pegas sau Tohan, patinoarele la fel. Cânta muzica uneori și îți dădeau ceai cald. Cu siguranță am avut o copilărie foarte fericită și n-am văzut în jurul meu copii care să nu aibă una la fel. Și am crescut într-un cartier obișnuit, într-un oraș prăfuit de provincie. Vorbesc ca unul care am trăit vremurile alea ca și copil. Nu poate veni un mincinos să spună că de-abia puteai cumpăra câteva banane verzi în anii 70. În 1989, profesorii aveau salarii între 2200 și 3500 de lei, mama era profesoară, după vechime, și gradele pe care și le puteau lua, depinde de grade, era salariul. Inginerii erau cu ceva mai bine plătiți ca profesorii cu aceeași vechime în muncă. Un debutant începea întotdeauna cu salariu minim, 1800 de lei, și mai apoi 2000 de lei. Dar după câteva luni era trecut pe primul nivel de salarizare din specializarea lui. La televizor se transmiteau în anii 70 aproape toate competițiile sportive, tenis, fotbal, rugby, atletism, olimpiade. Erau filme americane și englezești, câte vrei, seriale, foiletoane, cinemateca. Programul începea la 10-11 dimineața și mergea până la orele 24 sau 1 noaptea. Reducerea programului s-a petrecut treptat după anii 80. Meciurile lui Ilie Năstase de la Turneul Campionilor erau transmise în direct noaptea la 1, 2, 3 dimineața. Ca și notele de 1, nu era loc pe afișaj ale Nadiei Comăneci de la Olimpiada de la Montreal. Când juca Dobrin, doar un simplu meci în campionat, străzile se goleau și mergeam să-l vedem. Ce să mai spun de Craiova lui Balaci sau de Steaua? Siguranța, noaptea pe străzi era maximă, te întâlneai cu un milițian, dacă nu la prima străduță, atunci la a doua. Cinematografele, ștrandurile, terasele, cofetăriile, toate aveau prețuri modice. O prăjitură costa 2,50 lei, 3 lei. Erau și la 1,50, dar și mai bune și mai mari cu 4-5 lei. Savarinele îmi plăceau cel mai mult și nu erau scumpe. Și doboșurile erau bune sau indienele. Despre ce vorbim? Țara duduia de noi construcții, erau macarale peste tot. Noi cartiere de locuințe se ridicau peste noapte în fiecare oraș. Mi-amintesc cum ne jucam câteodată seara, urcând, fugind scările de beton nefinisat prin blocurile aflate în construcție. Trenurile pe distanțe lungi ajungeau cu 2-3 ore mai repede ca astăzi. Cu un salariu mediu îți puteai face lejer un concediu de 10-12 zile la mare. E adevărat, la orele de vârf autobuzele erau supraaglomerate, cărțile din biblioteca pentru toți erau 5 lei bucata. S-a tipărit atunci aproape toată literatura națională și universală, plus cărți de filozofie, de istorie sau de critică. Când luau salariu, tata și mama veneau fiecare cu sacoșa cu cărți acasă, așa cum veneau cu roșii și ardei. Și erau cărți una și una. Mai târziu, cărțile din biblioteca pentru toți au devenit 10-12 lei, dar nici așa nu erau scumpe. Cea mai bună revistă era Secolul 20, mi-o amintesc și acum, că o cumpăra mama și mai citeam și eu din ea. Era groasă cât o carte, cu articole tot 1 și 1. Așa o revistă nu mai avem astăzi. Ne duceau cu școala la cinematograf și la teatru. Excursiile cu școala erau cel puțin una pe trimestru. Pe stadioane, copiii aveau intrare liberă. La noi în oraș, echipa juca în divizia C și câteodată mai intra și în B, dar eram cu toții mândri de ea. A nu se confunda anii 70-80 cu crimele bolșevice din anii 50, care au fost de groază. Ce mi-au povestit părinții și bunicii mei întrece orice închipuire. Laptele despre care unii mint în alte articole că plângeau după el, ți-l lăsau cei de la fabrică în fiecare dimineață direct în scara blocului. Puneai sticla goală în niște lădițe și găseai dimineața o altă sticlă plină. Prețul în anii 70-80
2 lei și 20 de bani litru, apoi s-a făcut prin anii 80 3 lei și apoi 3 lei 30 de bani. Banii îi lăsa într-o cutie de carton, nu-i fura nimeni, cum nu fura nici laptele din lădițe. Sau suna cel cu laptele odată pe săptămână la ușă. După anii 80, chestia asta a dispărut și într-adevăr au apărut cozile la 4 dimineața. Dimineața când mă trezeam, câteodată auzeam zgomotul celor care veneau cu lăzile cu lapte la fiecare bloc. Ajungeau la noi la bloc să ia sticlele goale și să le pună pe cele pline cu lapte între orele 6 și 6.30 dimineața. Asta în anii 70. Admiterea la liceu și la facultate au fost printre cele mai corecte și mai bine organizate concursuri la care am participat. La fel erau și olimpiadele școlare. Nu conta statutul social al celor care dădea examen. Și atenție, am crescut într-un oraș din provincie, din Ardeal, nu în București și nici în vreo capitală de județ. Dar era la fel peste tot. Ceea ce vă povestesc eu am trăit, ce vă povestesc sunt fapte, nu e apologie, nu e propagandă, sunt doar fapte. Am povestit exact ce am trăit, nu contează ce regim a fost sau ce regim ar fi fost, aș fi spus exact ce am trăit, indiferent că a fost Ceaușescu sau alt regim. Cine vă spune că n-a fost așa în anii 70, vă minte. Desigur, o poveste separată ar trebui scrisă despre magazinele ajunse goale după anii 1985. Dacă în 1973 ar fi fost o penurie masivă de portocale în România cu vămint unii, credeți că ar fi apărut în 1973 cântecul O portocală? Ca să trezească ura și indignarea oamenilor, interpret a fost Anda Călugăreanu, muzica Marius Țeicu, versul Ovidiu Dumitru. Melodia a fost compusă în 1973 și dată în premieră la TVR. Realizator era Alexandru Bocăneț. Melodia s-a bucurat de mare succes în spectacolele live, cu 2 și 3 bisuri la fiecare spectacol. Așadar, nu era penurie nici de portocale, nici de carne, nici de brânză. În anii 70 erau din belșug. Cam asta este articolul despre anii 70. Am niște articole despre lipsurile din magazine din anii 80, cu cozile de la 4 dimineața, cu lipsa curentului când se tăia lumina și pe nepusă masă, despre frigul din apartamente când familiile se încălzeau la căldura aragazului din bucătărie, dar este și un alt adevăr despre belșugul anilor 70. Și despre asta am vorbit în episodul de astăzi. Sănătate maximă, prieteni, ne întâlnim într-un episod următor.